703 la BAC. În sfârșit s-a lămurit un mare mister al omenirii. Am fost întrebat, pe urmă am avut întâlnirea cu crescătorii de oi, cu mâncătoare, cu pesta. Ok. Să vedem ce soluții avem cât mai rapide să închidem focarele și cred că vom reuși. Deja se acționează și în Timișoara, fără omor de animale. Că și de aici pleacă. Să vă audă Dumnezeu. Pleacă toate nebuniile. Noi nu putem merge în direcția de a bloca exportul de oi din România, fiindcă îi condamnăm, le distrug afacerile. Bineînțeles. Oamenilor. Hai să ne întoarcem la BAC. Și am fost întrebat ce notă mă... N-am știut. Acum 38 de ani. Nu mi-a trecut prin cap să mă uit ce notă mă la BAC. Ați dat BAC un an în care a stănat liceul sau nu? Că e al mare mister. Am înțeles că s-a făcut pe 544, să răspundă. Păi da, dar sunt date cu caracter personal, nu prea nu, se poate răspunde. Spune exact când am dat bacalaureatul, nu-mi dă CNP-ul și ăla. Spune media, spune tot. N-am probleme. Deci în anul în care a stănat liceul ați dat și BAC-ul, da? Am dat și bacalaureatul, am 703. Ne-am luat, vă dați seama, că am luat toate hârtiile la mână să mă uit. Le știți și defalcat sau nu? Poftim? Le știți și defalcat, română, matematică, lucru manual, ce dracu să mai dădea atunci? Nu. Dar ce v-a tras în jos? Vă amintiți? Fizică. Fizică? Română, matematică, fizică. Da? Și asta am dat. Era liceu cu profil industrial sau era liceu cu profil... Nu, a fost... 2 ani am făcut la filologie, pe urmă... Așa? Și treaptă în clasă. Stai că... Da, și eu am dat treaptă. Am scăpat-o și pe asta cu treapta. Vedeți că de mâine începe cât am luat la treaptă. Așa. Ați luat treapta la zi sau la seral? Din prima, n-am rămas. O singură dată am fost corigent la... Ați fost corigent? Da, pe toamnă. La ce? Era... Nu politică, cum era? Constituție. Era ceva cu economie politică. Economie politică a fost, da. Constituția au fost ca materie. La aia n-am uitat-o și nu o să uit. Și ați rămas pe toamnă? M-a întrebat, ce este Partidul Comunist Român? Știi? Nu știu, că avea o definiție. Centru vital al națiunii noastre. Și așa ați luat corigența? Dispar în toamnă. Filozofie politică, nu mai știu. Nu era cu filozofie. Pe vremea noastră nu era, economie, era economie politică. Era economie politică, domnul Ciolacu, da. Așa, păi bun, știți care vor fi următoarele întrebări, da? Din ce a rezultat media de 703? Cât ați luat la română, cât ați luat la matematică, cât ați luat la fizică? Trebuie detaliat. Da. O să mergem por. Exact ca în bancul pe care mi l-am spus. Dom'le, ai țigări, ți-ai luat bătaie. Când vii, domnule, ai țigări, bă, ai și cu filtru și fără filtru, bă, dar de ce n-ai șapă? Domnul Ciolacu, în ultima noastră discuție publică, care a blocat cu vreo lună, dacă nu mă înșel, tot în studioul ăsta de televiziune, v-am avertizat că va veni momentul în care viața noastră va deveni extrem de publică. Fie că vă place sau nu. Odată cu anunțarea candidaturii la președinție. N-am nicio problemă. Am dormit bine, îmi revin din mers. N-am această capacitate, am muncit toată viața. Și cu aia cu... N-am muncit până la 38 de ani. Nu ruciu tăcu. Da, domnule. O să stăm, că se termină emisiune. Am muncit de m-a luat strechea de la 19 ani. Nu m-am cărat o singură dată. Când am plecat la facultate cu soția, mi s-a dat tradiționala oală cu sarmale, socar. Mergeam cu tren. Da, cunoaștem. Presupun că la fel. Știți că trimiteam pe tren. Bagaje pe conductor? Sarmalele de mirosea la conductor de... Tot drumul de la Buzău la București au mirosit sarmalele alea de te lua de cap. Eu din acel moment n-am mai luat mâncare de la mama mea. Am văzut, m-am dus, am muncit toată facultatea, am întreținut familia, am principiile mele și poate nebuniile mele. Dom'le, n-am furat, n-am dat în cap. Tot astăzi? N-am făcut. Am muncit, mi-am construit viața, am întreținut familia, am întreținut copilul. Tot astăzi? Nu am nimic de ce. Se vorbește de scheleții din Dunăre. N-am vândut niciun schelet din Dunăre. N-am vândut nicio funcție publică ca alți candidați. N-am promis la niciun coleg. De asta ne și respectăm între noi. Nu. Acele lucruri sunt uitate. Sunt niște timpuri uitate. Dacă vrea cineva să readucă acele timpuri, dacă dorește detalii, eu pot să-i aduc, dar le știe Ciutacu mai bine decât mine. N-am o problemă, să fiu și întrebat de medii, de... Păi, tot
astăzi ați anunțat că ați luat nou la lucrarea de licență. Și vă pun eu, și vă pun întrebarea care vă va asalta mâine. În ce an și la ce facultate? Dar se știe, se știe și anul, am dat. Ați anunțat că ați luat nou, n-ați spus și în ce an și master, 866, vă dați seama că am căutat tot, am luat toată... 866 la master? Am luat toată cutia, cu tot, stai mă... Păi că dar până la urmă, ce facultate ați terminat, domnul Ciolacu? Sunt probleme importante, până la urmă... Stai să văd... Ce facultate ați terminat? La ecologic. Ce? Economie? La drept, la drept. Drept? Haideți să vedem, acolo am și dat primul an. Pe dumneavoastră tata v-a trimis. Eu când am venit pe mine nu m-a trimis la muncă, că eu am intrat în prima la facultate, domnul Ciolacu. Eu când am venit din armată și n-am luat la facultate, tata a fost foarte clar. Bă, du-te la muncă, mă. Eu nu stau cu trântorul în casă. Nu la muncă. Ăsta era și presupun. Fiul meu a vândut la ghișeu, la maică sau la patiserie, în vacanță. Să aibă banii lui. Dar unde-i rușinea? Făceam covrigi, n-am făcut. Îmi cer scuze. O să învăț să fac covrigi. Care-i rușinea? Niciuna. Unde este lipsa? Am condus companie cu 1000 de angajați în sistemul public. Am avut aia de la Buzău? companii Brăgia de apă, canal sau ce? Am avut tot ce a însemnat. Am condus compania mea. Am muncit. Câți angajați am cărat, la compania am mea? Cărat de lăzi. La magazin alimentar. Care-i rușinea? Nicio de ce să-mi fie rușine? Păi și nu știu de ce n-ați făcut publice amănuntele astea. Am fost astea trei frați dintr-un salariu. Salariul tatălui meu. Nu era un salariu mic. Era pilot de avioane. Dar eram trei frați. Mama a renunțat ca să ne crească trei nebuni. Care-i rușinea? De o familie normală. Unde să mă simt rușinat că am muncit, să mă... nu mă simt, domnule. N-am. Și de ce n-ați făcut publice schelet, până acum amănuntele astea din biografia voastră, domnule? Să caute schelet. Pentru că nu-mi place să vorbesc de lucrurile când candidați directe, la președinție trebuie să vă placă. Nu am considerat. Eu am crezut că e important ce fac la Guvernul României. Ce am făcut în Parlament. Ce lege am schimbat. Cu cum am implicat. De ce m-am dus în Israel. Ca să-mi aduc românii din fâșia Gaza. De ce s-a dus nebunul în Ucraina? Ca să scot limba moldovenească. De ce s-a dus în Spania? Ca să ia românii dublă cetățenie. De ce s-a dus în Germania? Ca să înceapă un parteneriat strategic cu Germania, Germania având doar cu Polonia, Italia și Franța. Cu adevărat, numai la competiția aia cu aruncatul de tablou nu m-am înscris. N-am fost niciunde fără să nu închid ceva pentru România. Eu am crezut că asta e discuția în campania electorală. Am crezut că nu discut cu Grindeanu de ceasul lui Grindeanu, de ce și-a dat Grindeanu. Va trebui să discutați. L-a scos și ăla, săracu. Și de multe alte lucruri care nu vă vor conveni. În ce trăim? În secolul 21, domnul Ciolacu. Nu este la secolul 21. Ba, ăsta e secolul 21. În 10 secunde o să vă mai pun o întrebare care nu vă place. Domnul Ciolacu. V-ați anunțat candidatura la președinție sau intenția de a candida la președinție după ce, în prealabil, v-ați consultat cu duhovnicul dumneavoastră. E bine știut că sunteți un om credincios, nu știu dacă religios, că probabil e mai mult decât credincios. Nu sunt abonnic. Așa, bun. Am frică de Dumnezeu și cred în Dumnezeu. Mai mult, în discursul dumneavoastră de la Congres, ați spus că privința faimoasei controverse a LGBT-ului și așa mai departe. Nu aveți nimic cu oamenii, libertatea fiecăruia să facă ce vrea în intimitate și cum vrea, dar vă opuneți total căsătoriilor homosexuale. Da. În același timp, de-a stânga dumneavoastră sau de-a stânga... De a legifera. De a legifera. Acest lucru. Da, eu cred cu tărie că familia este formată dintre o femeie și un bărbat. În timpul în care vorbeați dumneavoastră, de-a stânga domnului Grindeanu și ulterior aleasă pe lista dumneavoastră vicepreședinte al partidului, s-a aflat consiliera dumneavoastră, doamna Stoiciu, care militează pentru legiferarea căsătorilor homosexuale și se opune vehement Bisericii Ortodoxe Române. Puteți să-mi explicați și mie cum se regăsește doamna în echipa dumneavoastră? Da, este normal. Sunt oameni care au alte păreri. Acești oameni... Pentru că avem păreri diferite. Care au alte păreri, avem păreri diferite. Se pot regăsi în alte echipe. Și principii diferite.
Asta nu înseamnă că trebuie să ne dușmănim. Pentru că eu n-am scris să vă dușmeni. Noi suntem Doamna cel mai... a fost promovată vicepreședintă la PSD, mai, domnul noi Ciolacu. Noi suntem cel mai nu tolerant la popor. Dom'le, eu am prieteni LGBT. Onoare munci, să fie sănătoși. Nu am nicio problemă. Nu am nicio reținere. Este dreptul lor. A, nu mi-ataca mie biserica și credința mea. Păi vă atacă propriul noastră consilier și vicepreședinte, nu eu. Mă scuzați. Am stat un pic de vorbă și dom'le, ne respectăm, nu ne atacăm. Credem în alte lucruri, e dreptul fiecăruia să creadă. Da, dom'le, așa sunt eu. Păi așa sunt eu sunt un om tolerant și, dar, principiile mele și crezul meu este foarte clar. Asta nu înseamnă că eu trebuie să condamn oameni. Dar nici ei n-au niciun drept de a mă condamna pe mine. Da, am simțit nevoia să merg la duhovni. Nu neapărat pentru candidatură, ca să okay. fiu. Fiecare avem... Așa. Am mai văzut și aia, domne, celor că au fost la muntele ăla. Muntele te cheamă, nu trebuie să te duci tu. Pe mine nu m-a chemat. N-ați simțit-o. N-ați simțit-o. Deci simțit, poate, la un moment. Dar asta nu înseamnă că nu sunt un om care are credința lui. Acolo e cu totul ceva special și mi-aș dori să vorbim o dată. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să resping oamenii în echipă, oameni valoroși, profesioniști, pentru că ei au alte păreri decât mine. Nu stați nicio... un pic, una e să ai alte păreri și alta e să militezi pentru, îmi pare rău. Foarte bine, e o diferență mare. Să militezi. Păi nu poți milita, în interiorul unui partid care instituțional se opune căsătorilor homosexuale. Eu n-am militat la dumneavoastră pentru pensiile românilor. Acum unii poate nu-s de acord cu mine. Păi da, dar nu vă supărați. Eu am militat în ceea ce cred eu. Eu nu vă sunt șef de partid, da? Și eu nu mă opun măririi pensiilor românilor. Nu știu, dar poate, dar alții se opun. Pe alții se opun, dar nu sunteți cu ei în echipă. Eu trebuie să fiu dușman cu oameni? Nu. Nu, domnule, trebuie să înveți de la fiecare. Fiecare are partea lui de adevăr. Trebuie să înțelegi de la fiecare. Suntem într-o o societate în transformare, ca o lume în transformare. Dar cum să țin eu? Ce vrei să devin prizonierul cercului meu, globului meu? Nu. Am 3-4 care stăm și nu, da, iertați-mă, ne transformăm în iezmeni. Iertați-mă, când e vorba despre politici, ne transformăm în niște iezmeni între noi și ne lăudăm între noi să rămân acolo într-o zonă atât de strâmtă. Nu rămân, domnul Ciuțac. Nu rămân. Vreau să conduc România, domnul. Vreau să știu ce vor oameni. Vreau să înțeleg ce vor oameni. Și cei care au alte păreri decât mine. Așa e normal. Vă mulțumesc mult, domnul Ciolacu. Am reușit și eu să le enervez la sfârșit, mă chinui de la începutul emisiunii. A început să controleze candidatul PSD la președinție. Vă mulțumesc mult, domnul Ciolacu. Vă aștept cu cea mai mare plăcere, ori de câte ori considerați că vreți să vă adresați poporului suveran. Domnilor, luăm o extrem de scurtă pauză, după care revenim spectaculos și veți vedea povestea tânărului snopit de polițist. Sunt mărturii cu tremurătoare în direct. Nici o măsură concretă împotriva polițistului bătăuș de la mascați. Filmarea este ignorată, iar mascatul bătăuș merge în continuare la muncă. De ce nu e suspendat polițistul agresor? Cine îl apără? Și Joana, în sfârșit, face marele anunț despre colonizare după demisia de la NATO. Pe cine vrea să colonizeze? Joana, veți afla în doar câteva clipe. Și nu în ultimul rând, poveste de mare importanță pentru țară, regina TikTok-ului, mă scuzați, prinsă într-un triunghi amoros cu lideri influenți. Răsturnare de situație, domnule, ce a făcut Marina Almășan lui Georgică Cornu. Rămâneți, merită.